Bună ziua, sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom învăța despre proprietăți ale triunghiului dreptunghic. Mai întâi să reamintim definiția triunghiului dreptunghic. Triunghiul dreptunghic este triunghiul cu un unghi drept. Un astfel de triunghi aveți și voi figurat în figura de mai jos, adică triunghiul ABC în care măsura unghiului A este egală cu 90 de grade. Reamintim că laturile unghiului drept se numesc catete, iar latura opusă unghiului drept se numește ipotenuză. Analizând desenul alăturat, putem spune că AB, respectiv AC, sunt catete, iar BC reprezintă ipotenuza triunghiului. În orice triunghi dreptunghic, unghiurile ascuțite sunt complementare, adică totdeauna măsura unghiului B plus măsura unghiului C este egală cu 90 de grade. O proprietate care o putem aplica și reciproc, în sensul în care dacă într-un triunghi suma a două unghiuri este egală cu 90 de grade, adică dacă unghiurile sunt complementare, atunci cu siguranță triunghiul este dreptunghic. Definim noțiunea de triunghi dreptunghic isoscel, un triunghi dreptunghic cu catetele congruente. Colaborând definiția cu proprietatea de mai înainte legată de unghiurile ascuțite ale triunghiului dreptunghic, putem enunța următoarea teoremă. Într-un triunghi dreptunghic isoscel, unghiurile ascuțite au măsura egală cu 45 de grade. În continuare vom analiza câteva teoreme directe și reciproce, iar pentru unele dintre ele chiar vom face demonstrație. O primă teoremă directă și una foarte importantă a cărui rezultat trebuie să-l rețineți este aceea că în orice triunghi dreptunghic cu măsura unui unghi de 30 de grade, cateta ce se opune acestui unghi are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Pentru a demonstra această teoremă, considerăm și noi triunghiul ABC, dreptunghic în A și cu unghiul B măsura de 30 de grade. Pentru a demonstra, vom face o construcție ajutătoare și anume vom nota cu D simetricului C față de A, adică segmentele AD și AC sunt congruente. După această construcție vom compara triunghiurile ABD și ABC. În cele două triunghiuri avem următoarele elemente congruente. În primul rând, triunghiurile sunt dreptunghice, unghiul DAB egal cu CAB egal cu 90 de grade, AD congruent cu AC din construcția pe care tocmai am făcut-o, iar AB fiind o latură comună. Astfel, conform cazului cateta-catetă, triunghiul ABD este congruent cu triunghiul ABC. Această congruență ne conduce la alte două congruențe folositoare în demonstrația noastră, și anume faptul că BD este congruent cu BC, iar unghiul DBA este egal cu unghiul CBA și amândouă sunt egale cu 30 de grade. Deoarece DBA plus CBA prin însumare obțin 60 de grade, înseamnă că triunghiul DBC este un triunghi isoscel și are un unghi cu măsura de 60 de grade. Adică, triunghiul DBC este cu siguranță un triunghi echilateral. Fiind echilateral, are toate cele trei laturi congruente. În cazul nostru, DC congruent cu BD, congruent cu BC. Să nu uităm însă că D era simetricul lui C față de A, adică AC este egal cu DC pe 2. Cum DC însă am demonstrat mai sus că este congruent cu BC, obținem că AC este egal cu BC, adică cateta opusă unghiului de 30 de grade în triunghiul ABC are măsura egală cu jumătate din măsura lungimii ipotenuzei. Teorema enunțată anterior admite și teorema reciprocă, adică dacă o cateta unui triunghi dreptunghic are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei, atunci unghiul ce se opune acestei catete are măsura egală cu 30 de grade. Pentru a demonstra această teoremă, considerăm triunghiul ABC dreptunghic cu măsura unghiului A de 90 de grade și cateta AC egală cu lungimea ipotenuzei BC supra 2. Mai întâi vom face o construcție ajutătoare și vom construi punctul E ce reprezintă simetricul lui C față de A.
Astfel, AE devine congruent cu AC. În continuare, comparăm triunghiurile ABE și ABC. Pentru cele două triunghiuri, avem congruente următoarele elemente. AE congruent cu AC. Unghiul CAB congruent cu unghiul EAB, amândouă având măsurile egale cu 90 de grade, și cateta AB o catetă comună. Astfel, conform cazului de congruență catetă-catetă, triunghiul ABE devine congruent cu triunghiul ABC. Din congruența celor două triunghiuri, tragem concluzia că și BE este congruent cu BC, adică cele două triunghiuri dreptunghice congruente au și ipotenuzele congruente. Ba mai mult decât atât, și unghiul ABE este congruent cu unghiul ABC. Din datele inițiale a problemei, știm că AC egal cu BC pe 2, dar observăm că AC este egal cu CE pe 2. Din cele două relații rezultă că BC este congruent cu CE, adică triunghiul BCE este un triunghi echilateral. Dar unghiul ABE am demonstrat că este congruent cu unghiul ABC și amândouă, atunci, mă conduc la ideea că triunghiul ABC este egal cu unghiul EBC supra 2, adică 60 de grade împărțit la 2 înseamnă 30 de grade. Vom continua cu o teoremă la fel de importantă pentru triunghiul dreptunghic și anume, în orice triunghi dreptunghic, lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei este egală cu jumătate din lungimea acesteia. Adică, în cazul triunghiului nostru ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade și AO, mediana corespunzătoare ipotenuzei BC, conform teoremei, vom putea spune că AO este egal cu BC pe 2. Demonstrația acestei teoreme o aveți făcută alăturat figurei. Teorema admite de asemenea și teoremă reciprocă, adică dacă mediana unui triunghi are lungime egală cu jumătate din lungimea laturii corespunzătoare, atunci triunghiul este dreptunghic, unghiul drept fiind unghiul opus laturii căreia i s-a considerat mediana. În continuare vom enunța poate cea mai importantă teoremă referitoare la triunghiul dreptunghic și anume teorema lui Pitagora. În orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. În figura de mai jos aveți reprezentat triunghiul dreptunghic ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade, adică AB respectiv AC fiind catete, iar BC ipotenuză. Conform teoremei, putem nota următoarea relație. AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat. Ca și în cazul teoremelor anterioare, teorema lui Pitagora admite o teoremă reciprocă care, de cele mai multe ori, ne ajută să demonstrăm că un triunghi este dreptunghic. Astfel, dacă într-un triunghi suma pătratelor lungimilor a două laturi este egală cu pătratul lungimii celei de-a treia, atunci triunghiul este dreptunghic, unghiul drept fiind opus celei de-a treia laturi. Cu aceasta încheiem prezentarea teoremelor directe și reciproce referitoare la triunghiul dreptunghic, iar eu vă doresc mult succes în aplicarea lor în cadrul demonstrațiilor problemelor. Bună ziua!